Și tot pe PNRR, tot componenta ce zice fond local, construia pentru locuințe NZ Plus pentru tineri în municipiul Fălticeni. Am identificat o locație și aici valoarea în euro aplicată la proiectul care depune este 1.151.300. Vom încerca să realizăm un număr de minim, uitam să văd aici dacă scrie, un număr de minim 20 de apartamente pentru tine. Locația este pe strada Armatei, lângă blocul de medici, de specialiști în sănătate, care de la ANLN se comunică, probabil va începe luna viitoare, să construim și acest bloc. Dacă lucrurile merg repede, pe PNRR există o componentă foarte importantă de timp. Avem posibilitatea ca anul viitor, pe timp să avem cele două blocuri construite. Aici sunt 20 de apartamente pentru tineri, cu 23 camere. Locația o avem, am trimis deja studiul topo, studiul geo, am emis certificatul de urbanism pentru vizele la utilități. Dacă ne mișcăm repede, nu din noi vorba, că noi ne mișcăm oricum și la nivel de analiză a proiectului, să dăm folosință cât mai repede un bloc. De data asta noi prin ANL, tot un bloc de sinatriere, care construim din PRR. Sunt cele trei programe, cele trei axe deschise PRR, împreună cu celelalte care le-am depus deja.